dimineața am întocmit acest proiect de hotărâre pentru a recompensa elevii din județul Giurgiu care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele naționale și totodată în semn de respect și prestire pentru dascălii care au pregătit, se propune inclusiv premierea acestora. Cea mai mare sumă, respectiv 2500 de lei, va merge la Bogdan Nania, urmat de Maria Gemescu și Gabriela Apostol cu câte 20 de lei. 1300 de lei au primit pentru rezultatele de la Olimpiade Cora Neagu, Diana Simion și Teodora Bugeac. Au primit câte 1000 de lei Flavia Petcu, Alexandru Burcea, Adriana Ștorobăneanu, Adela Popa, Diana Lazăr, Alina Bălăceanu, Corina Stancu, Constantin Gheorghe, Nicolae Nițu, Cristian Boldeiu, Sorina Pătrașcu. De asemenea, au fost premiați profesorii Mirela Delea, Doina Grama, Daniela Crăciun, Georgeta Berbec, Lavinia Ilie, Mariana Sonea, Dana Căpățână, Victoria Tănăsescu, Monica Mitea, Georgeta Chiran, Alina Mustățeanu, Gheorghe Velicu, Mircea Gemescu, Georgeta Stănescu, Monica Mihai, Angela Bălan și Ionela Rotaru. Am propus-o și pentru profesor. Este corect pentru că în afară de talentul copilului, este și preocuparea și munca profesorului pentru astfel de rezultate și trebuie să înțelegem că acești copii sunt pentru noi o mândrie. Așadar, per total, suma alocată de la Consiliul Județean Giurgiu se ridică la aproape 43.000 de lei. Legat de tinerii premiați, cel care a obținut cea mai mare sumă, 2500 de lei, îi revine așadar lui Bogdan Nania, cel pe care chiar îl avem invitat în emisiunea Aplauze pentru cei mai buni, de vineri 31 mai, de la ora 19:30.